și-a început turneul Maraton Zilei, subliniere Omul Acasă, la Pitești, și a cântat cea mai iubită piesă ale sale în fața a sute de oameni din orașul său natal, printre care s-au numărat și mama și bunica lui. Mulțumesc, mama! Virgulă, a simțit Zilei să spună în timpul concertului de ieri seară, căutându-și mama cu privirea prin sală. Am simțit o emoție mare după ce l-am auzit spunându-mi asta acolo în fața tuturor, am simțit-o ca pe o declarație pentru tot ceea ce am făcut de-a lungul vieții pentru el, deși mamele nu fac decât din dragoste lucruri pentru copiii lor, nu așteaptă nimic înapoi. Toți părinții au copii excepționali, eu sunt recunoscătoare că am norocul de a avea așa un băiat talentat și bun. A mărturisit cu emoție mama artistului după declarația de iubire și recunoștință la scenă deschisă făcută de fiul său. Aleg mereu să încep turneul acasă, de aici îmi iau energia, aici cant în fața oamenilor care m-au văzut crescând și care au crezut în mine. Avem în față un maraton de concerte, vom ajunge în alte 14 orașe din România și vom avea 17 concerte. Le mulțumesc colegilor mei alături de care muncesc la acest proiect, dar și românilor care vor să ne vadă. Le-am pregătit o emoție de concert, două ore cât o viață de om în care cântăm despre toate etapele prin care trece un om în această viață. Nimic nu se compară cu felul în care mă simt la concertele din țară și sunt recunoscător pentru fiecare secundă din acest turneu. A declarat Zilei la finalul concertului, în care a fost aplaudat în picioare minute în șir de publicul prezent în sala Sindicatelor, din Pitești. A fost superb, că de fiecare dată. Juratul de la Vocea României a întors în seara aceasta toate scaunele cu acest concert. Sunt foarte mândră de el. Virgulă, a adăugat mama artistului la finalul concertului cât o viață de om conceput și susținut de fiul său. Turneul național Zilei, subliniere Omul, continuă astăzi, 30 octombrie, la Buzău, la Sala Sporturilor, pe 5 și 6 noiembrie la Constanța, la CCS, pe 7 noiembrie la Galați, la Sala Sporturilor, pe 10 și 11 noiembrie la Ploiești, la CCS, pe 12 noiembrie la Brașov, la Sala Sporturilor, pe 13 noiembrie la Târgu Mureș, la Sala Polivalentă, pe 18 noiembrie la Cluj, la Sala Polivalentă, pe 19 noiembrie la Timișoara, la Sala Sporturilor, pe 20 noiembrie la Arad, la Sala Sporturilor Victoria, pe 25 noiembrie la Craiova, la Sala Sporturilor, pe 10 decembrie la Bacău, la Teatrul de Vara, pe 11 decembrie la Botoșani, la Sala Polivalentă, pe 12 decembrie la Iași, la Sala Polivalentă, și se încheie pe 21 și 22 decembrie la București, la Sala Polivalentă.